Un singur român mai este dat dispărut după cutremurul de săptămâna trecută din Italia. Ministerul Afacerilor Externe precizează că toate celelalte persoane de cetățenie română care figurau anterior ca dispărute au fost identificate și sunt în viață. 11 români au decedat și 6 au fost răniți în urma cutremurului ce a provocat dezastru în Italia. Totuși, MAE precizează că un singur român mai este dat dispărut, ceilalți fiind găsiți în viață. Reamintim că un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc săptămâna trecută în centrul Italiei, provocând moartea a aproape 300 de oameni. Cutremurul a fost simțit puternic în centrul Italiei, zonă cunoscută cu risc seismic ridicat. Ministerul Afacerilor Externe declară că 2 transporturi funerare cu trupurile a 7 cetățeni români decedați în urma seismului au pornit astăzi către România, urmând să ajungă în țară în dimineața zilei de marți. Mai mult, costurile de repatriere vor fi suportate integral de MAE din fondul special de urgență aflat la dispoziția Ministerului. A fost activat totodată și fondul special al Ministerului de Externe, care este utilizat în momentul de față pentru a asigura repatrierea trupurilor neînsuflețite. Urmează să acordăm ajutoare de urgență pentru rudele persoanelor decedate. Ministerul Afacerilor Externe a luat legătura cu reprezentanții Poliției de Frontieră Română în vederea facilitării intrării în țară a transporturilor funerare.